Cele mai valoroase sportive junioare la tenis de masă se pregătesc la Slatina pentru a obține rezultate cât mai bune la campionatul european. Alături de ele se pregătesc și junioarele naționalei Turciei. Sportivele sunt mulțumite de pregătirea din acest cantonament. Au fost speciale temele și intensitatea cu care am făcut antrenamentele. Cu ce gând pleci la europene? Să câștig cât mai multe meciuri, fiind primul an de junior. Deci să înțeleg că ești mezina? Da. Vreau să luăm medalele la echipe și să ajung în față la simplu. Junioarele tricolore primesc o mână de ajutor în acest stadiu de pregătire și din partea Adinei Diaconu, multiplă medaliată cu aur la campionatele europene de juniori. Am încercat să-i ajut pentru că și eu am fost junior anul trecut și mi-a prins foarte bine pregătirea cu seniorii, iar anul acesta voi face cât pot să-i ajut și eu, mai ales pentru că europenele anul acesta se vor desfășura în România. Antrenorul naționalei feminine de tenis de masă este convins că, deși lotul este alcătuit din jucătoare foarte tinere, unele debutante la această categorie, fetele au mari șanse la obținerea unei medalii. Lotul național de junioare, așa cum ne-a obișnuit, este un lot care ne-a adus rezultate deosebite de-a lungul timpului, odată cu Diaconu Adina în formație, după care Adina a ieșit de la junioare și suntem cu un lot tânăr, un lot care bate la porțile afirmării. Sigur că obiectivul nostru e un obiectiv îndrăzneț, medalie la campionatele europene de junioare 1. Campionatul european de tenis de masă dedicat juniorilor și cadeților se va desfășura în premieră în țara noastră în perioada 15-24 iulie la Cluj-Napoca. Tenismenii juniori români vor avea ca adversari sportivi din Franța, Germania și Spania.